Salutare încă o dată tuturor. Mă aflu la Hâncești. Am venit la primărie Suruceni. Primar fără obraz. A fugit. Vă găsim și mâine, poi mâine. O să stăm o săptămână aici. Dar am venit la judecătoria Hâncești. Vrem niște documente aici să găsim, pentru că am găsit unele nelegiuiri acolo și am vrea ca să le depistăm aici la judecătorie. Bună ziua! Mai stângeți lumini, ia uitați-vă, o doamnă numai lucrează, dar 17 lumini va trebui chiar? Sau nu-s corect? Dar păi nu se vede, măi, șeftin. Ei, nu se vede, la calculatorul pus, suntem o țară săracă, dar... Dar cum vă zice, doamnă? Cum pot să mă adresez? La ce sără dumneavoastră? Nu, cum să mă adresez la dumneavoastră? Dodu-i familie? Dadu. Dadu. Dadu-i. Cum vă zice, v-am întrebat, sau... Nu, sunteți... Nu, să vă prezentați, pur și simplu. Ca să știm cu cine... Eu v-am întrebat, da, am zis Valentin Borodachi, jurnalist. Acă împreună cu Maria Olar și... Cu cine mi-a invitat aici. Iacă așa oameni buni lucrători avem... Că nu spun dacă ceva la observație. Pur și simplu, poți să întoarcă cuvântul. Mă mir că poți să trag și o palmă la ieșire cineva. Trebuie să filmez pe Gurițanu. Da, noi am prăpustit, am scăpat un moment. Cătorez Gurițanu Viorica și fășeie acolo. Iată așa. Lumina afară, ziua mare, stăm cu... Azi e data de 13? 13-06-2-2-3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 -
Pune ștampila, numărul. Da, și noi da, dar noi vrem o, și o, da, o copie vrem. Noi vrem repede, 5 minute și am plecat, vă rog. Da, da, bine. Repede, 5 minute și am plecat. Ședința au ori tot puține. Ce zici? Ședința au ori tot puține. E, uite. Aici sunt câteva, ia uite, vezi? Sunt câteva aici, sări. Aici partea și aici, da? Doamne, loc mobilul, dar ne pare că scot un pachet de țigări să fumez. Parcă nu te știu să fumez. Ia ca așa, oameni buni. Cam o leacă-i grubiancă la vorbă de la serviciu documentare. Stă cu lumina aprinsă, dă o mare și cu ștorcele închisă. Dar pe coridor, când lume... De ce insistăm pe aparatul de casă? E cel mai eficient mod să creștem transparența și să prevenim evaziunea. Și aici e depistat, poate da, da, da. Am uitat să noi acum am fost și am mâncat o leac, de servire super, dar bonul numărul 1. Da. 560 de lei, la ora, la bonul numărul 1. S-a dus aiurea, nu în casa statului. Apoi noi am dat? Poftim? Noi am dat. Noi am dat, da. Dar în casă nu s-a dus niciun leuț. Vrem schimbări. La o doamnă 17 lumini s-a prins, a numărat, dar pe coridor atâta lume și nicio... Tu ești în direct. Dar numai când direct. Poate în simbolul de aici. De mult n-am fost la Hâncești. Iată, avem un primar foarte bun aici în Hâncești, Alexandru Botnar, care dă unză chiar ne-a scris un mesaj, vă invităm la
20 de ani de... Cum de să... activitate. De activitate. 20 de ani primar. O fracă de ștreu. Ia că e o leu, dar... Aici îl lăudăm și îl criticăm. Da. Domn primar, azi ne numai decât... Ne-a venit să facem cunoștință. Da, da. Cu un dosar, hai spune, Maria. Cu un dosar. Eu, e un dosar civil, unde mama a decedat, au rămas doi copii, moștenitori. Sură și frate. Sură și frate, da. Dar fratele s-a căsătorit și soția pretinde la jumătate de avere. Nu are dreptul. Să vedem cum a primit cererea de chemare în judecată și pe baza căror acte. Și cum s-a dat casa în exploatare. Corect. Și cum s-a dat casa în exploatare. Cum a luat casa ieșeieși. Da, da. Nu s-a reformat nimic, decât s-a... Și mai ales de moștenit. Mulțumim frumos, da. Șeca cum unde lume pe drumuri, din moștenire n-are parte. E că acum, deși legea s-a schimbat, că moștenitori trebuie să duci să scrii la notar că nu vrei să devii moștenitor. Dar statul deja îți lasă cât avere ții, nu ții la următorii copiii tăi, nepoții, strănepoții, verișorii și așa mai departe. Nu dar, poți să iei avere cum o luau înainte, ușor, dar obișnuitor că strămoșii noștri au lăsat această casă și uitați-vă cât bătaie de joc. Și pe urmă ne facem înapoi la primărie să vă arătăm cum lucrează inginerul cadastral, consiliul, primarul, secretara, Surucei, să zici că secretara conduce tot, nu primarul. Zilele acestea o să stăm aici, nu scăpați fără noi, dacă v-ați dus. Ce chemare în judecată și să vedem și actul primit, că el nu are, nu are act, zici la primărie. Așa, domn Sergiu, să noi... Da, iacă cu șusele el cu nicuri. Bucuros ce am descoperit și noi, iată, și Maria, deci chiar o spus o leacă altfel, nu cum eu am spus, că adem întâi la Surucin, dar adem întâi la Iloven, fiindcă s-a depistat asta ce am spus mai sus. Actele, actul cum era înainte. Nu stați personal. Păi eu ce glămuresc, că acte și mai mult nimic și cum s-o primit. Ia uite, uitați-vă aici, actele din dinainte, cum erau, câți pruni crești în casă, ia uite, scrisăți, câți copaci, veșiu, dar la urmă soție vrea, calitate mai bună, copii. Dar sora lui, unde rămâne? Dar nu spomenește. Sora lui ca moștenitoare rămâne nicăieri. Este s-o dus și o lipădat pe casa fratelui. Nu, în orice caz n-are pretenții. Cine? Sora. Păi n-are pretenții către dânsul. Dar atunci când intervine soția lui și vrea cu parte din casa părintească, e că nici casa ai pretenții, trebuie să-i intervine ca terț. E încă nu a luat nimic din casă. Ca un zambiu, etajul 2 sau la 3. E că vedeți, e că du-te la ședință. Da, liber. Etajul 2 sau la 3. Nu știu, nează, de ce nu? Nu știu, e primea ce vede acolo. Nu vedeți cu ce întâmpinare e frumos. Nu e așa că ce. Nu e așa că ce. O să-i vedem la ce oră vin de la... Iată documentele. Arată. Stan Maria Constantinovna e mama. Casa nu-i refăcută deloc, e tot așa, e că cum era. Vedeți? Din 93 actul. Domnul Vierut. Actul din 93, dar soția are un alt act. Iată, emis și Stan Maria. Actul 93. Dar soția are un act 4 luni mai devreme. Vedeți cum? Să mai arătăm cum se lucrează aici la judecătorie. Asta, noi avem în țară, asta nu, asta e cum să zice, vrei să te duci și te judeci, asta se numește cale moarte. Dacă te duci în judecătorie, la revedere, dacă câți ani ai? Din 2020. Nu, de-a mai vă 3 ani de zile, de când... Nu, la 10 ani undeva eu. De data își aclat sora, să dă o dată în judecată, nu ți-am minte, oricând 14, oricând... Nu, dar ăsta e dosarul care îl aveți aici, îl aveți de 3 ani. Așa, aici e de 3 ani. Da.
Da, încă unul înainte. Și nici n-ați știut că ați fost chemat pe data de... Nu, n-aș știut. Încă n-aș știut. Să mă înștiințez. Da, încă n-aș fost sora mea. Unde s-a refuzat, noi s-a primit. E ca tu arată. Nu știu că n-are treabă cu casa și-o. Ei, da, n-are casă. N-are treabă cu casă părătească. Cum n-are? E trebuie să dai în judecată. E că arată o saidu că te creează și că te faci. Da, da, numai decât. Da. Deci nu știu că mama Hâncești. Unde e legată. Judecătării Hâncești. Statii publice, de sare pendente. Hai să-i tăt aparatură, nu șagă, înainte televizoare de omul, iau televizoare pe care e, ce ai să fiți? Și ai să ieși, nu, trebuie să fiți. Iată. Consiliul Superior al Magistraturii, poftim, ești noi, iată, uitați-vă, îi vedeți? Iată, iată, urlau, țpau, vreau eu putere, amu, nu mai poți intra la dânșă. Eu prima m-am dus la dânșă, nu mai poți intra. Ne-ați văzut, era cum la... cu semnalizația, pasă, da. Cheamă, spune de trei ori problema de câte ori. Iartă-le, Ion Guzu, ăsta e Alexandru, cum îl cheamă, Postică. Postică. M-am dus și el m-a privit la ușă, eu zic, îi spun lui, băi, eu vreau să spun cerere. Eu nu pot pune cerere. Da, ce vă scrie aici? Întrevederea membrilor CSM cu prim-ministrul Republicii. Dar așa, așa are scrie. Cine interesează? Și, da, și cartă prim-ministrul la întrevedere cu CSM. Noi nu putem pune plângeri la CSM. La CSM noi ne plângem pe judecători, Consiliul Superior, Magistraturii. Păi lumea asta când să înțeleagă tot asta? Lumea trebuie să duc să muncească. Dar cine vine să citească este? Păi ce să muriesc? Lumină pierdută. Da. E bun lucru, dar trebuie să apropie. Aparatură pierdută, lumină, și du-te mă și spune lor că tu ai dreptate. Dar până ați văzut și îndată s-o stropșit la mine. Cum îi scoate muși dosarul, în cât timp îi scoate dosarul, să fac cunoștință. Parcă din contul domniei Lunina o plătit. Noi parcă venim la dânșii acasă. Da, da. Da, noi parcă venim la dânșii acasă. Da. Alo. Iată așa, domn Sergiu, răbdare alo. Și până la urmă trecem și marea. Să chiar nu ajută. Vă ajutăm alo. Până la urmă, așa că să vedem cine cânta primărița, secretara, primarul. Dar nu are, și are inginerul cadastral, trebuie să arăt inginerul cadastral. E la curent secretară da. Din timpurile da. Cele. Inginerul cadastral să duc să măsoare, să arăte cui aparține documentele. Este bătăiul, când s-a dat casa în exploatare, trebuie să vadă când s-a dat. Nici am. Dacă el nu a perfectat casa, dar așa este cum era casa lor, înțelegi? Înseamnă că e tot aparține încă manii, lui și lui soră lui. Dar nici deloc soții care vrei prin moștenire vezi capte. Asta nu, e grea. Nu, pretinde că eu am primit casa de la primărie, nici nu are treabă părinții mei cu casa așa. Primărie nu a dat, loc de casă, 90. Da, dar au fost în carte. Eu rând ne-am dat acolo casă veche de 50 ani, pe loc și al nou, și cred că așa s-a plătut. El a învăit. Cum se numește, Maria, Kniga, cum înainte înregistrărilor era? Eu nu știu. Dămăvaia, Dămăvaia. Da, Dămăvaia. Da, da. La sate Dămăvaia nici nu exista. Nu, lăsa-mi cartea de înregistrare. Da, ei te duceai la dânșă. Aveau eu un caiet întreg și înregistrau tot satul în cartea și da, nu era nici cum fac acum topografie cu titluri, cu altele. Da, nu era nici carte. Nici nu era, da. Da, și de asta aș spun pe voi, e că ți-l-am dat. Dar el demonstrează într-un mine că mai înainte a avut locul ăsta. Păi vecinii sunt primii care știu că tu acolo te-ai născut, acolo ai locuit, acolo a fost pământul părinților. Dar în automobil am întrebat, zic, recunosc vecinii, toate rudele și tot spun. Sigur, dar tot satul nu știi, bine știi. Da, e sat, asta nu e oraș. Da, da. Și vecinii ar trebui și ei primii martori care spun. Am niște vecini care pas și ei primii martori. Am fix de algum gar trebuie să o adăpostit-o pe fost acolo, că sunt mai aproape. Ea are casa ei, dar ea casa trebuie să facă bucare, să mături. E mai greu ea. Da, da. Să vedem peste cât timp ne-a... ne-a dat. Da, sunt amic la Dadu, am un dosar și să facem conștiință. Și eu. Și facem conștiință.
Da, da. Ia uitați-vă ce rapid lucrează lumea deja. Îi punem la lucru. Intră acolo. Eu m-am mirat, zic că mușnilor spune că 15 zile ceva. Nu, pe loc, dar cum? Nu se poate, asta înainte trebuie să-ți spui. Tu ai dreptul, amu, și-mi dați să aducă dosarul. Amu, imediat. Nu arăta, du-te încolo și arată orice. Da, și după ce ați făcut, nu știu, nu știu. E telefonul la